În intervalul dintre două turnee din cadrul campionatului național de volei feminin Under 15, fetele de la CS Mușcel evoluează în Open-ul municipiului București, competiție în care s-au înscris din dorința de a avea cât mai multe jocuri, cu atât mai mult cu cât această competiție nu ține cont de limita de vârstă. Chiar și în aceste condiții, sportivele pregătite de profesorul Adrian Mihailă par să nu își găsească adversar pe măsură, câștigând cam tot ce se poate câștiga. Duminica trecută, vicecampioanele naționale de la CS Mușcel au disputat încă o partidă la București. Minică, echipa de U15 a clubului nostru a participat la Open în București în compania formației Lives Game. Am obținut victoria în urma unui joc destul de bun prestat de echipa noastră. Pentru această săptămână o să urmeze turneul 2 din cadrul campionatului U15, unde participăm doar cu CS Mușcel 2, echipa de începătoare, CS Mușcel 1 fiind în pauză, fiind urmând să stea acest turneu. Chiar dacă la următorul turneu din cadrul campionatului național de volei feminin Under 15 vicecampioanele vor sta, programul fetelor lui Adrian Mihailă în perioada dinaintea sărbătorilor de iarnă este unul destul de încărcat. Așa cum preciza și tehnicianul mușcelean, pe lângă jocurile programate, se așteaptă selecția pentru loturile naționale, acolo unde sperăm să avem cât mai multe componente ale lotului prezente. Urmează o perioadă destul de aglomerată pentru echipa noastră, ținând cont și de acest turneu de care v-am spus. Urmează 8-9 decembrie turneul 3 din cadrul campionatului național U15. Acest turneu s-a devansat datorită selecției pentru lotul național organizată de Federația Română de Volei, unde sperăm ca și fete din echipa noastră să participe la această selecție. Mai avem programat un turneu de pregătire la deja tradiționalul Festivalul Sportului Brașovean în perioada 28-1 decembrie. Deci, după cum v-am spus, avem o perioadă destul de aglomerată din care vrem să ieșim mai pregătiți și mai puternici pentru competițiile care vor urma.